Capitole de credință. Pâine din cer. Partea 1. Cu aproape 100 de ani în urmă, un misionar adventist de ziua a 7-a s-a mutat în pădurile din centrul statului Angola pentru a înființa o stație de misiune departe de drumuri, orașe sau contact ușor cu lumea exterioară. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, mulți au acceptat mântuirea și în curând școli ale bisericii au fost construite în apropiere. În cele din urmă, misionarul a mers mai departe, lăsând stația de misiune și școlile sub conducerea lui Carlos Seke Seke, un lucrător evanghelic local. Câțiva ani mai târziu, în anii 1930, comunitatea mică și izolată de creștini a trecut printr-o perioadă grea de încercări. Ploile nu au venit, așa că recoltele nu s-au făcut și nu s-a putut strânge nimic pentru anul care urma. Rugându-se și având încredere că Dumnezeu se va îngriji de ei, adventiștii și-au văzut în continuare de viață cum au știut ei mai bine, dar urmăreau neputincioși cum rezervele de hrană se împuținau pe zi ce trece. Carlos și-a continuat lucrarea făcând turul obișnuit al școlilor mai departe și încredințându-i pe oameni în mâna lui Dumnezeu. În săptămânile cât a fost el plecat, doamna Seke-Seke privia cum rezerva de hrană devenea din ce în ce mai mică. S-a gândit și s-a rugat pentru a ști ce să facă, dar fiind atât de departe de drumuri și neavând practic niciun ban, nu a găsit nicio soluție. A venit și momentul acela de care se temeau cu toții. În tabăra de misiune nu mai era mâncare deloc. Doamna Seke-Seke i-a adunat pe toți la oaltă. A venit ziua, le-a spus ea, nu mai avem deloc mâncare. Dar suntem copiii lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu se îngrijește de familia lui. Apoi a continuat spunând istorii ale copiilor lui Dumnezeu care umblau flămânzi prin pustiu. Așadar, a spus ea, dacă Dumnezeu a dat mană copiilor săi, atunci nu va face el la fel și pentru noi copiii lui de azi? Se cerem pâinea pe care a promis că ne va da. Au îngenunchiat cu toții și s-au rugat pe rând fiecare dintre ei, făcând apel la promisiunea lui Dumnezeu pe care acum o cunoșteau și în care se încredeau cu totul. Au cerut grâu din cer și chiar i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru că le trimitea ceva ce ei încă nu văzuseră. Tu ne-ai spus să zicem pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Așa te rog și eu acum, s-a rugat fetița cea mică a doamnei Seke-Seke. La scurt timp după aceea, copilul a ieșit afară foarte curând, i-a intrat din nou mâncând ceva misterios din mânuțele sale făcute pumn. Ce ai acolo?" a întrebat-o mama. Am văzut afară 6 bărbați care mi-au spus, Domnul ți-a răspuns la rugăciune și ți-a trimis mană, ia-o și mănâncă," a răspuns micuța. Și așa am făcut, e bună." Toată lumea a ieșit afară în grabă. Nu au văzut niciun bărbat, dar în peste 160 de metri pătrați de teren, curățat de pe teritoriul misiunii și doar aici erau răspândite mici umflături albe, neregulate, din această mâncare ciudată. Oamenii au adunat-o în boluri. Doamna Seke-Seke i-a trimis imediat un mesaj soțului ei. Carlos, s-a întâmplat o minune, vino acasă, grăbește-te! Când a ajuns, i-a găsit pe ai săi mâncând ceva crocant și ciudat, cu un dulce gust ca mierea. A căzut pe pământ doar 3 zile. Această mană nu se strica la finalul zilei. De fapt, a hrănit acea comunitate africană mică până a trecut seceta și noile culturi au fost cultivate și apoi recoltate. Oare administratorii bisericii din Cape Province mă vor crede? Se îngrijora Carlos în timp ce scria raportul periodic pentru superiorii săi. De ce nu ne trimiți niște mană? I-a răspuns soția. Așadar, în curând, fostul director al misiunii a ținut în mâinile sale un mic bol cu mană drept mărturie a ceea ce se întâmplase la acea stație de misiune pe care el o înființase cu 15 ani mai înainte. A citit raportul. În data de 19 martie 1939, Dumnezeul nostru a făcut o minune la Namba, deoarece el a făcut să plouă din cer pâine numită mană. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!